Asta trebuie protejat de lpou. N-aveam și noi vreo folie, ceva pe acasă. Acum chiar zici că e din Ok, deci din câte vedeți, se cam pune ploaia, uite acolo un nor urât. Știți că noi nu avem capotă la Reliant, așa că facem capotă la Reliant. N-avem țiglele pe casă, dar avem pe mașină. Asta e, asta e capota veche. Așa mă, da, să curgă, nu mă gândi, vezi? Sincer, e mult mai șmecher acum. Ai făcut acoperiș, mi-ai zis că vrei acoperiș. Ok, acum să vedem dacă se pune ploaia. Ok, deci asta e noua capota a mașinii. Și acum hai să vedem dacă mai pornește. Mașina, nu am emoții, nu ne dăm peste cap. Deci e imposibil să n-am o mașină să nu se uite toată lumea la ea. Life is a mystery. Everyone must... Ce dracu faci în situația asta? M-a stropit cu geamul închis.
eu, stai cu ai că picăm. Ne luară, f***u-s morții, mătii. Ne luară. Bagă la, păi țin apă, țin apă. Da! Bagă la apă! Dar ce ne face? Uite, rești, m-au dat ați. Ține-te, ține-te, că nu știa că trebuie pe aici. Ba da! Mă, m-a spart, m-a spart el. A spart și bara, arunc Florina. Hai că o pun la loc. Bag-o, bag-o. A spart farul bă la mașină, săracă. Bă, intră mine asta. Aaaa, că luăm. Îl luăm la dealul ăla, mă, acolo mi-e ce mai frică, să-mi bag. Wow! Vine, că el vine și-a avânt acolo. Dar uite cum e frică, uite cum e frică, uite în spate. Dar n-am cum să-l văd. Băi, intră-mine! Care bună! De nou, pune, frână el! Mamă! Ține-te, ține-te! A, bă! Patra! Patra! Aici drept, să sărim drept, Petru, să te rog eu! Bă! Da! Stigam, stigam! Nu mai fă vreo schemă! Nu! Nu mai cum sărim! Ei, intră-n ea, bă, ce mă, cum se el. Am pierdut, bă. Hai, că nu mai ții. Avem pană. Da. Ai dat aici, în oglindă cu ăsta, ai spart ăsta. Și nouă ne-a găsit oglinda, dar am pus-o înapoi. Da, ia uite, eu te-am spart bara. Nu, aia era cu ăsta. Era cu ăsta. Era. Cu ăsta, da. Cum e voie să pierdești? Deci? Aie! Cum e să pierzi? Băi, treaba că nici nu vreau să dureze extrem de mult timp și iată. Deja arată bine. Cu ocazia asta poate îl facem și pe zbârt brunet. Da. Putem să facem și geamurile negre fără folie. Da, dar nu recomand, să știți. Geamurile negre, fumurii sunt o prostie, nu vă puneți. Din câte vedeți, s-a uscat deja plafonul și începe să arate mai bine mașina. Dar următorul lucru chiar că o să facă mașina să pară mai scumpă, și anume numărul de kilometri conectat. Pur și simplu iei device-ul și dai aici. Din păcate nu s-a spart din prima. Mai încercăm o dată. O să folosim vechea șurubelniță. Aparent device-urile astea noi nu merg tot timpul cum trebuie. Băi, e destul de rezistentă mașina asta, are un firmware foarte complicat și nu poți să ascunzi așa ușor kilometrajul cum am gândit eu. Acum să... cameramanul. Nu poți. Are și antivirus, are și tot pe ea. Da, aparent device-ul ăsta nou de la ProLine nu este așa de folositor, așa că o să-l aruncăm în spate. Hai să trecem la următorul device. Ok, am trecut acum la nivelul următor. Văd că mai avem aici încă un bec care este pornit și s-ar putea să ne enerveze. Dacă avem un bec aprins, nicio problemă. E bine. Păi da, că nu se mai vede de la ce e becul. Dacă mă întreabă cineva, îi zic că, bă... E frâna de mână. Exact. E frâna de mână trasă. Frâna de mână era trasă acolo, ok. Deci am terminat asta. Și acum încă ne enervează aici kilometrajul. Hai că aproape l-am șters. Păi acum apare că are 62 de kilometri. Nou-nouță. 2 kilometri mai are. Așa. Și fiți atenți acum. Totul merge cum trebuie. Mașina e ca nouă, nu mai apare să vedem. Începem de pe buză, neapărat. Da, de pe buză, așa. E tare culoarea. Ai. Știi ce mai are culoarea asta, by the way? Butonul de like, apăsați acum pe el să-l vedeți. Sincer, arată super bine, eu sunt mândru cu ce am făcut. Hai mă, dă să văd dacă ție îți iese mai bine următoarea roată. Următoarea? Da. Cred că o să am puțin mai multă grijă, cred. A, te la el, dar așa, încet, cu frică de Dumnezeu. Păi nu suntem noi cei mai buni, dar lasă că vede custom tuning ei odată cum se face treaba. Deci că fac grafuri să-mi bag piciorul. E albastră complet. Bă, sincer, prima parte a mașinii acum arată mult mai bine.
Ei bine, așa ne-a ieșit aleronul. Părerea mea e că nu arată așa bine, dar stați să vedeți următoarea modificare pe care o să o facem. Hai să facem un test acum să vedeți că ce facem noi aici nu e doar frumos, e și util, că încă mai puteți folosi portbagajul. Ia. Antena. Antena funcționează cu tot mecanismul ăsta de aici. E totul ok dacă o întrebați pe mine. Și bine, uitați de aici din spate cât de bine. Deci era o femeie acolo pe balcon care spunea și la pază și era gen... Da, sunt sigură că nu e de la șantier. E un om care taie o mașină cu... De la... Așa, mai avem un rând. Nu, ăsta e placajul. Ce mare! E făcut în carton? Da, avea carton băgat aici. What's inside the Mini Cooper? Fii atent să vedeți aici carton, frate. Bă, efectiv, mașină făcută din carton. Nu știu dacă vă imaginați. Ia uite. Drumul. Un pic, e perfect. Lasă așa. E beton. Și așa se vede mașina acum că este gata. Uitați cum arată trapa pe care am făcut-o noi. Sincer, mie mi se pare că arată super bine, că ai destulă lumină să-ți intre, știi? Nu e mică cum e la foarte multe mașini. Singur poți să-ți faci o trapă chiar super șmecheră. Ține-o dreapta, hai, virează! Mai dă-i, mai dă-i, mai dă-i. Crapă, crapă, crapă. Ce facuți, mă, ne stricați mașina? 3.000! Am scos-o măcar! Ah, și uitați cine a ajuns! Să vedem dacă reușim să deschidem ușa. Hai, zbâr, că poți! Nu o să deschide! Hai, mă, dă! E greu să jefuiești o mașină. Destul de. Hai, cuia din contact. Hai, zi-mi dacă se mai încuie. S-a încuiat toată mașina. Hai. Atât am putut face și eu. Hai să trecem la excavator. Finish him. Să răstoarne, vrei să te mint? Mă, să pună niște fasole. Așa, mă, bagă-i fasole în rezervor. Merge cu fasole. Asta e. Vă zic că ne luăm acasă. Back to the future. Asta e doar fasole sau ești? Stai că și mănâncă emoji, ne foame. L-a stricat-o. Bacă-mă acolo. Dă-i, mă. Dă-i, mă, cu fasole în ea. Dă-i cu fasole în ea. Dă-i, mă, cu fasole în ea. Ai curaj. Dă-i, mă, cu fasole în ea. Să-mi pot tine. Să fie mașină pe aici. Ia o viață mașină. Hei! Lasă-o în pace! Pe discuri, să se ungă bine discurile. Așa, așa, unge discurile bine cu prezent.
Faci colant, ești nebun? Da, ca și cum ar fi un colant cu mine. Și acum am un timelapse super repede. Da, băieți, așa arată acum, a? A durat vreo oră, să zic așa. Și acum ne punem să punem restul de post-it-uri pe geam și peste tot. Mai simt degetele zbâr, nu mai am control asupra degetelor. Eu sunt pe Ioana. Bă, cu aia mă uitam și la story-ul ăla, cred că Madalin cu aia, că a filmat ieri cu copilul ăla. Da, ești un actor extraordinar. Cu aia? Eu nu apreciez, Marcele, că eu nu v-am spus niciodată farsă, da? Și știi că sunt supărăcioasă. Măcar nu mai pune copii să posteze story-uri cu mașina, că știi că nu-mi place. Bine, cu aia, ok, m-ai prins. Vrei să ce-am făcut? Farsa era ca să crezi că băiatul ăla ți-a făcut farsa. A, așa, mai Q, minus, nu? Dar măcar că ești tu zbâr pe ea. Deci ești gata? Da. Adică, acum cred că o să-ți placă mult mai mult mașina ta decât îți plăcea până acum, da? Care este următoarea ta pe ea? Da, am putea spune și asta. Toată. Te rog, lasă așa. De ce nu mi-ai făcut o mult când eram și eu în țară? Că mergeam prea pe stradă așa, mă jur. Prima oară când conducem mașina asta, intrăm în Ilinca, o facem, hai, o spargă. Hai, s-a făcut accident aici, dacă vezi. Ce p***a, am luat X6. Am tăiași de un pic drumul mișto. Stai bine, tot. Hai că nu știm dacă avem. Lulo! Uite acolo, la mijloc. La mijloc, la mijloc. Mai sus. Hai să vedem cum ține acest SUV. Nu vezi? Ce trântene e. Să nu răsturnăm drept. Ce mă, unde intră prostul ăla cu E90 pe aici? Niciodată. Aoleu! 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 Ce știe de aici? Nu știu pe aici. Oricum suntem pe la etajul 3? Da. Nu vă imaginați cât mi-am dorit de mașina asta când eram mic, dar... m-am luat când sunt puțin mai mare. Haide cu mine.